e o reformă în sine. Faptul că vei ajunge la 60 de ani, de exemplu, vârsta de pensionare, măcar la 65, în 2062, peste aproape 40 de ani, că se menține aceeași discrepanță între pensia, calculul pensiei contributive și calculul pensiei acordate în baza, în baza legilor speciale, evident nu este o reformă. Jalonul din PNRR prevedea trecerea pe contributivitate a tuturor pensiilor din România și un progres măcar de bun simț înspre alinierea vârstelor de pensionare. Acest lucru nu se regăsește în forma finală a legii, vor rămâne tot două categorii de pensionari, unii privilegiați, cu vârstă de pensionare alta decât cea standard, și pensionarii normali, cei care contribuie o viață și care ies la vârstă la 65 de ani. Calculul acestui, repet, diferența insultătoare este și în cuantumul acestor pensii. Dincolo, jumătate, de exemplu, din ceea ce statul român subvenționează fondul de pensii, este jumătate împărțit înspre pensiile speciale pentru subvenționarea lor și jumătate spre pensiile contributive, deși cei din urmă sunt 4.900.000. Ziceți că are făcut legătura cu domnul Matei? Ca să... Da, da, am refăcut legătura. Da, așa. Domnul Matei, discutam despre această promulgare a legii și acum, pe de altă parte, vreau să vă întreb că pare că în România avem o problemă economică. Asta era atmosfera înainte să înceapă nebunia. Părea atmosfera legată de faptul că ducem foarte prost din punct de vedere economic și acum văd că trebuie să facem rost de încă 16 miliarde de lei suplimentar față de suma bugetată pentru a plăti măririle de salarii din justiție pe care judecătorii și le-au acordat singuri retroactiv. Acum avem această situație. Cum credeți că vom rezolva problema? Păi, această situație este de râsul plânsul. Nici nu știi ce poți să faci în asemenea situații. Indiferent care partid s-ar fi aflat la guvernare, cred că n-ar fi avut mari justificări la ceea ce se întâmplă astăzi în justiție, în sensul că ei dau în judecată, tot ei câștigă. Este jenant ceea ce se întâmplă, dar din păcate orice guvern ar fi trebuie să respecte deciziile instanțelor, pentru că altă soluție nu avem și nici nu poți să faci altceva decât să plătești ceea ce ei și-au câștigat ca și drepturi în instanță. Deci suma depășește ce ați vehiculat noastră ca obținere din aceste măsuri pe care le-ați adus cu ocazia acestei toamne. Sigur că aceste decizii în justiție depășesc nimeni nu cred că se aștepta la astfel de decizii, dar din păcate aceasta este realitatea și cu asta ne confruntăm în România. Unii care dau cu ciocanul își dau cu ciocanul și pentru propriile drepturi. Da. Nu aveți o soluție la așa ceva, nu? Adică bănuiesc că nu s-a discutat. Din punctul... Noi măsuri. Nu există o altă austeritate cu cât poți să fii mai mult decât ceea ce ne-am propus. Nici măcar... Nu, dacă îmi permiteți, nici măcar nu avem feedback-ul la ceea ce am aplicat astăzi. Adică să venim din nou într-un timp atât de scurt cu noi măsuri nu se justifică sub nicio formă. Deci prin pachetul, ca să facem o recapitulare, prin pachetul acesta de măsuri fiscale care a fost abordat cu mare tevatură în această toamnă, sau înțeleg că se obțineau vreo 10 miliarde. Acum trebuie să dăm aici 16. De-aia vă zic că e o situație spectaculoasă pe care o locuim. Așa este, într-adevăr, este o situație. Domnul Viner, dumneavoastră, cum vedeți viața, având în vedere această circunstanță în care ne desfășurăm? Vă rog. Păi, sigur că, în principiu, este consecința unor decizii din trecut, aceea de a politiza extrem, de exemplu, CCR-ul, care, într-o formă sau alta, ține captivă decizia politică. Ei sunt culeși cu pensieta în funcție de loialitatea față de partid și față de o anumită viziune. În principiu, 4 sunt de la PSD, 4 de la PNL și 1 de la UDMR. Este o mare problemă. Este o mare frână. Practic, în orice tip de reformă care vrea să o faci, se lovește de acest zid al CCR-ului, care s-a baricadat în forma asta constituțională de a controla, de fapt, evoluția României. Dincolo de asta, sigur că în justiție lucrurile greu pot fi negociate. În schimb, reforma pensiilor putea fi făcută, cel puțin la nivel declarativ, politic, într-o formă care să nu fie insultătoare. Da. Chiar dacă ulterior, sigur, se va fi lovit de deciziile CCR și da. Ar fi fost un ping-pong cu Parlamentul, dar n-am văzut nici această... Mai avem 30 de secunde până la pauză. Domnule deputat, uitați aici o variantă, că am găsit-o la mine.
strânge semnături pentru modificarea Constituției, pentru revizuirea Constituției, astfel încât Curtea Constituțională a României fie să se desființeze și atribuțiile să fie preluate de înalta curte, dacă aveți încredere acolo. Cum în Israel. Fie și în alte țări. Fie desigur, schimbând algoritmul prin care sunt numiți judecătorii Curții Constituționale. Nu știu. Perfect, de acord. Păi da, și strânge semnături și bine, s-a rezolvat. Trebuie să luăm o scurtă pauză. Mulțumim pentru intervenție. Domnul Bogdan Matei, Partidul Social Democrat, domnul Adrian Vineru, USR. Mulțumim, revenim în câteva momente. Bună România!